momente care se întâmplă o singură dată în viață. Salut! Nu doar în comedii poți vedea momente fane. Viața reală e plină de situații crazy. Dacă ești fată sau oricine ai fi, mă rog, și ai gene puse, ai grijă să nu te urci într-o mașină decapotabilă. Pentru cei care joacă CSGO, organizez un giveaway cu skin-uri în valoare de $250 pe site-ul Keydrop. Este un site unde poți deschide case-uri, poți participa la case battle-uri, să dai upgrade la skin-uri și multe alte minigame-uri. Sunt doar 1000 de locuri disponibile, așa că grăbește-te și apasă pe primul link din descriere și, bineînțeles, folosește și codul CHRISTY pentru 50 de cenți gratis plus 10% în plus pentru fiecare depunere. Uneori pare că cu tine asta cu siguranță nu se va întâmpla, însă în realitate e cu totul. Oh my god, n-ai cum! Altfel, în această ediție vei vedea o selecție de momente jenante filmate cu ajutorul camerei Vai video. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să... Stoarce și voi butonașul ăla de subscribe! Apropo, reacționăm la un clip de pe canalul Lime Channel, cel mai tare canal, dați și voi un subscribe. S-a întâmplat o adevărată luptă pentru mâncare, când proprietarul Hai. Câinilor a decis să-i alinte pe amândoi. Oh my god, sper că nu s-a rănit. Bă, ești nebun, câinele ăla-i bine? Eroul acestui video a decis să participe într-un challenge și a spart un ou cu ajutorul bicepsului. Doar că unde a zburat acest ou e cu totul altă istorie. E bine, am biceps, am triceps, cariceps. E challenge-ul ăsta pe internet, gen, se spune că e imposibil să spargi ou. E, uite că se poate. Pe de o parte, e o ciocnire neașteptată. Pe de alta, unde se mai putea întâmpla? Bă, ești nebun? Vai de viața mea, omul ăla nu se mai urcă niciodată pe placă. Filmarea a costat mult. Sperăm că este a doua parte a videoului în care el găsește telefonul. Mamă, dar ce-i acolo, frate? Bă! Nu, telefonul ăla e pierdut, s-a dus departe. Care-i șansele să ci cadă din buzunar să-i și tragi shoot? Oh my god. Cortul a obosit de camping, de asta a decis să zboare în cer. Bă, e în regulă, au recuperat cortul. Convins că l-au recuperat. Data viitoare grăbiți-vă cu cuiele alea. Întâmplată se asociază cu o joacă în care cel care a pierdut nici nu e angajat la acest supermarket, ci proprietarii mașinilor. No! No! Du-te și salvează! Vai de mine! Vai! Da, 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 nu mai știi după care să te duci. Ai lovit două mașini, nemernicule! Oh my god, îmi imaginez că nu e vina lui, știu că are o zi grea la muncă. Mai sunt și zile de-astea. Bă, ești nebun? Ce naiba să le ia? Vai de mine! Și-a scăpat omul buteliile! Ție nu-ți pare că acesta era scopul organizării evenimentului? Când luni dimineață... De ce? Nu e mai simplu să faci așa? Decât să faci așa direct palmă peste față. Să angajații adormiți au decis să facă ordine. Mamă, doamne. Deci failurile astea la muncă mă fac să mă simt atât de nasol pentru oamenii care muncesc. Că îți dai seama, oamenii nu vor să greșească, vor să ajungă cât mai repede acasă. Probabil sunt și la un job unde nu sunt plătiți atât de mult și deja e totul nasol. Ah, și mai și dai cu lichid pe tine. Da, trebuie să fie o zi nasoală. Mulți visează să facă... Oh my god, bă, nu e chiar un moment care se întâmplă o dată în viață. Dacă ești neatent, s-ar putea să ți se întâmple de mai multe ori. Plimbări romantice cu decapotabilă, însă această idee are și dezavantaje. Vai de mine! Păpușa Barbie! Hai că am scos păpușa Barbie la plimbare, uitați-vă la ea cum face. Indiferent de insistența lui, peștele nu avea nevoie de îmbrățișări în acea zi. Adică, da, se întâmplă chiar mult mai des decât odată în viață să scape peștele după ce l-ai prins. Și chiar mi se pare, wow, cum naiba încă trăiește și poate să facă cumva să supraviețuiască, să iasă din brațele prădătorului. Maratonul care s-a finisat mai repede de... Mamă, deci unul dintre ei o să cadă. Care ziceți voi? Eu zic că o să cadă el. Toți s-au așteptat. Nu! No!
Am pierdut. Cineva ar spune că e un semn și nu trebuie să mergi pe traseu cu skate-ul. Chiar dacă nu a căzut, a rămas fără placă. Din prostie a rămas fără smofie, dar cu videoul despre ordinea în bucătărie. No comment. Cu toții am căzut vreodată și ne-am simțit jenant. Se mai întâmplă, însă e mai bine când nu sunt mulți martori. Oh my god, și lasă problema, că nu e aia problema că sunt mulți martori. Ai spart un trofeu. S-a adus tot momentul de celebrare. Ce ați câștigat voi nu mai contează, ați spart trofeu. Bine, trofeul ăla e nesemnificativ, că nu costă atât de mult sau nu e făcut din aur, cel mai probabil, știi? Dar, știi, l-ai câștigat. E un moment frumos. L-ai stricat, nu mai aveți ce să mai puneți pe holul liceului. Zdush! Trebuie să fie stage-uit ăsta. Da, 100% e stage-uit. Știți fraza cava? Dar vă dați seama cum ar fi chiar să vezi așa ceva într-un restaurant? Filmarea de dinero sigur era stage-uită, dar chiar să vezi așa ceva, să te urci în picioare, să folosești un alt telefon pentru flash, adică dă-l încolo de story pentru mâncare, urmăritorii tăi nu trebuie să vadă chiar atât de 4K HD, 30 de FPS-uri mâncarea pe care urmează să o mănânci. Vaca pe gheață, aici e ca gâsca pe râu. Asta se întâmplă mult mai des decât vă așteptați. Dacă te pui pe un lac înghețat, cel mai probabil asta o să se întâmple. Adică, mie chiar mi se pare periculos. Nu vă puneți pe lacuri înghețate dacă nu aveți un adult pe lângă voi să vă salveze dacă e ceva rău. Bă, ești nebun. Oh my god. Se pare că mobila de la Ikea nu a fost gata să reziste la parkour. Ca să... Aoleu, vecinul meu de deasupra la ora 3 dimineața când eu încerc să dorm. Da, chiar mă, fraților, vreau să vă zic că azi m-am trezit la 5 dimineața, că m-a trezit un fulger. Bă, și nici măcar nu ploua. Dar nu știu ce naiba s-a produs, ce fenomen straniu. Fără ploaie, fără nimic, fulger! Și aici cel mai zgomotos fulger pe care l-am auzit în viața mea. Eu am crezut că au dat cu bomba, Doamne ferește. Când te joci bowling, trebuie să știi câteva reguli și minim să-ți coordonezi mișcările. Doamne, bă, nu sunteți normali la cap, dați așa pur și simplu față, adică trebuie să-i dai drumul din mână aici, știi ce zic, nu? Se ducă în tavan să spargi televizorul sau mai știu eu ce. De lovitură superbă, doar că la ghetele poate spune la revedere. Aoleu, erau și albi adidași și nu i-a dat pe o plajă, gen pe un nisip, într-o apă unde poate să intre imediat să ia. I-a dat într-o mlaștină, frate, sau cel puțin o apă foarte jegoasă. Niciodată să nu supraapreciezi inventivitatea și ingeniozitatea copiilor. Ok. A pus... Ok, da, și copiii nu mai avem ce să mâncăm diseară la cină, pentru că micuțul nostru, Tudor, a cam vărsat tot în chiuvetă, mulțumiți-i. Când voiai să ajuți, dar ai făcut mai rău. Mamă, călcam copilul ăla în picioare în secunda 2. Omul meu urma să facă cel mai tare trickshot din viața lui și vine copilul și pune mâna pe minge. Ia, tati, ia-o, mai încearcă. Se uita ăla cu masca. Bine că aveam masca la ochi, pentru că nu puteam să-i vedem ura cu care se uita la copilul ăla. Că îți dai seama că nu mai lovești trickshot-ul ăla niciodată. Ia să ne mai uităm o dată. Când voiai să ajuți, dar Boom! Ai făcut mai rău. Pe sus, direct, hai! Opa, ce-ai făcut, mă, nenicule? Ai vrut copil? Graba rare ori aduce ceva bun, îndeoseb când în birou sunt uși de sticlă. Bă, nu știu dacă am dat vreodată cu capul de o sticlă, de o ușă de asta de sticlă sau de un geam. Nu cred că mi s-a întâmplat asta, adică, da, nu cred că am făcut asta. Lăsați în secțiunea de comentarii dacă vi s-a întâmplat asta. Și mama ți-a spus că mulți îți vor răul pe la spate. Ha 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 ha.
N-ai cum, frate, cum e posibil așa ceva? Băi, să mai și stai, îmi și imaginez. Să ai o zi proastă așa, doar să te pui pe trotuar, să te mai odihnești puțin, să te uiți. Mai ești și singur, știi, sau poate aștepți pe cineva și vine un câine și face pe tine. N-ai cum. Mamă, ce urmează să se întâmple. A pupat peștele. Probabil prank-ul ălea-s fake. N-ai cum să nu-ți dai seama că-s buze de pește, gen. Câteva secunde, un apus frumos s-a transformat într-o adevărată aventură. Mamă, nu mai ajungeți acasă, băieți. Dacă nu aveți vâsle, acolo rămâneți. Ochelarii virtuali sunt un cadou minunat de Crăciun. Nici Moș Crăciun nu vă trebuie. Bro, sunt atât de oftica că nu am dat de o persoană care se joace cu VR-ul și pur și simplu se piardă atât de mult în lumea VR încât să sară în televizor. Deci, dacă aș fi văzut asta cu ochii mei, aș fi pe jos de râs. Utilizând această rețetă, te poți pomeni cu câteva răni, însă rezultatul final e delicios. Ok, ce se întâmplă? A, știu tehnica asta, da, se face mișto. Se gătește puiul acolo în interior. Bine, cam mult foc, gen, pentru toată chestia asta. Hai că va ieși dacă e. Ma, ce ați făcut, mă? Nu mai aveți cină. 3 pui delicioși, gustoși, au fost irosiți. Ce faceți acum? Cum îi explicați la unchiul Gică, lui tata Mihai și lui bunicul Marius? Cum le explicați lor că nu mai aveți ce să mâncați la cină? Frate, cum ajungi în situația asta? Cum ajungi în situația asta? Și s-a gândit omul meu, a zis, ok, o să mă duc pe la colț pe aici, că uite, pe aici parcă am șanse să mă agăț. S-a agățat, frate, fix în stâlpul ăsta. Mamă, băi, nebun, mi se pare cel mai jenant moment posibil. Băi, nebun, frate, schimbă și te gândești, nu se mai rup chiloții ăștia odată. O zi proastă să ții chiloții aia buni de duminică. Trebuie să găsești părți pozitive în tot. Aaa, vezi ce-a făcut șau. Bă, și-a pus... Cum îi stă, mă, cartonul ăla de la cutia de pizza aici între țâțe? Mai fă copii. Mai fă copii. Uite-te și ce-a făcut ăsta. Arunca laptopul. Mamă. Băi, nici n-ai ce să-i faci, frate, la copil. Pentru că are 2 ani, știi? Nu înțelege nimic. Nu înțelege ce-a făcut acolo. Dar cum lași sau permiți să se întâmple așa ceva? N-ai cum, frate. Trebuie să fii mult mai atent cu copilul tău. Pavel, șoferul dorea să economisească timp pe traseu, dar a rămas blocat pentru câteva ore. Vai de mine, băi, ești nebun. În primul rând, le-ai stricat toată munca la muncitorii ăștia. Trebuie să repare ce ai făcut-o acolo, doar ca să te grăbești. Vedeți? Graba strică treaba. Micuța știe ce înseamnă gustos. Să primești așa confirmare de la copilul tău că mâncarea e bună, e un vis devenit în realitate. La ce naiba mă uit? O pisică cu țâțe. Oh my god. Pisica e ceva de genul, de ce mă filmez? El nu s-a așteptat că are o asemenea putere. Aici e important să apreciem că înghețata așa și nu a căzut, chiar dacă au fost făcute multe mișcări. Ba da, mă, i-a căzut înghețata. Adică i-a căzut partea aia de sus, dar tot i-a mai rămas câtva. O modalitate excelentă de a anunța un om că nu se poate să utilizezi toaleta. What? Foarte dubios. De ce să pui o imagine de asta pe ușă? Bravo că a reacționat rapid, însă a fost fript și așa și nu a prins pizza. Fa, bă, ce nasol. A și încercat să o salveze. Uite, nice. Felicitări. Îți urez niște aplauze, dar din păcate n-a reușit să o salveze. Și a și ars mâinile.
Ziua trebuia să fie foarte promițătoare, însă ea nu a ascultat părinții și nu a privit sub picioare. Trebuie să fie editat, nu cred că e adevărat așa ceva. Sigur e editat. Se zvonește, când bărbații se adună împreună, se comportă ca copiii ei. Bă, ce-a făcut mă la spart tavanul? What? Nici n-am văzut, eram prea focusat pe flip. Se zvonește, când bărbații se adună împreună, se comportă ca copiii ei. Bă, dar din ce-i făcut tavanul ăla? Din cartofi? Mereu fac asta când intru în magazin. Mereu fac asta. Dar am avut noroc de fiecare dată că am știut să mă opresc. Sau pana mea simți când se duce căruciorul într-o parte și cam faci asta pe la început, înainte să-l umpli, nu? Bine, de fapt, după ce l-ai umplut, are și mai multă greutate în el, deci șansele să cadă sunt și mai mici. Cum reușești asta? Orice bărbat poate îmbrăca haine de femeie, însă nu oricare poate să învețe să meargă așa pe tocuri. Vai de capul meu. Vai de mine. Pisica aia avea ochi de om? Se pare că plantele nu aveau nevoie de apă. Oh, Doamne, ador clipurile astea cu oameni care chiar se vede pe ei ca o zi nasoală, dar... Îmi pare rău că râd. Ok, un cățeluș. Ia o rasă de câini când știi 100% că poți să-i controlezi când o să crească, știi? Adică când e puiuț așa e mic și drăguț. Dar, frate... Când o să crească, se face de 30 de kg, se face musculos, trebuie să știi că ai destulă forță încât să-l ții în lesă. Sunt oameni care deloc nu au încredere în sine și a doua categorie care o au prea multă. Sincer, bro, câte cutii avea omul ăla acolo? Avea 50 de cutii? Adică, ia și tu mai puține. În acest caz nici nu știi cum să comentezi. El credea că totul e în mâinile sale? Nu, n-ai cum să faci ceva. Tinerii doreau să-și facă vacanța mai frumoasă și să pară cool, însă într-un final au făcut-o mai scumpă. Mamă. Băi, ești nebun? Mamă, cât urmează să plătiți. Sper că este barca voastră. Chiar vreau să zic, e o barcă frumoasă, e scumpă rău de tot. Și dacă nu este barca voastră și ați închiriat-o, o să aveți o grămadă de plătit. Nu uitați să vă mai uitați la încă un clip.